Apropo, o informație de ultimă oră, domnule Usatăi, poliția de frontieră confirmă că Ștefan Gațcan a părăsit Republica Moldova la ora 17:30 împreună cu familia sa. Domnul primar, vreau să vă felicit. Mai aveți întrebări? Domnul primar, vreau să vă felicit. Înseamnă că dispuneți de informații veridice. Înseamnă că și informația dumneavoastră primară că domnul Gațcan a fost supus unei intervenții fizice și în așa fel determinat să plece din Republica Moldova, tot este foarte credibilă. Și eu cred că domnul Alba... Dar nu merge fără credibilitate. Eu nu ies în fața dumneavoastră sau în fața cetățenilor că ceva e credibil sau nu. Merge vorba, eu pur și simplu știți cum am tăcut toată ziua, cred că sunt unicul care nu s-a expus pe rețele de socializare, am văzut mai multe opinii, că iată e așa, că iată e nicolă. Dar mă chiar mă uit, vă dați seama, aici nu e cum au spus unească bandit în Peterburg. Asta deja, eu nu înțeleg, oare lui Dodon, știți cum pe ultimele luni când a fost amul în Moscova, pentru poiata asta lui, i-a dat 2 kg de tihlofos și s-a stricat la cap, că asta sunt niște mișcări grave care vor duce la consecințe penale. Eu felicit poliția frontieră, când ei trebuie să iasă, domnul Cozer, într-o stat de drept, poliția frontieră, că e caz de rezonanță, trebuie să iasă la 17:50, nu să iasă Usatăi sau la jurnal după ora 9, că eu dacă cinstit șerbem raș ca să-l pomenesc pe Dodon, înțelegeți? Că trebuie să iasă poliția frontieră, că da, e caz de rezonanță, vă informăm, stimați cetățeni, că Gațcanul a părăsit cu automobilul cu tare, da, nu-i de datele personale, așa se face într-o țară normală. Este, dar ei dacă au făcut este declarație oficială. Cel puțin ei acum confirmă doar din cauza că a ieșit eu la jurnal, domnul Cozer. Nu vedeți că a stat morți în popșuie până acum.